Salutare, first player! Mi-a plăcut așa mult Torchlight Infinite că mai facem un episod. Jocul ăsta este acum în beta 2 de pe 28 aprilie. A început următoarea fază a beta-ului și încă nu avem data de lansare clară și nici nu știm dacă ni se va salva progresul. Jucăm pe server de America și treaba asta înseamnă că avem un ping de 200 de milisecunde deloc flatant. Ok, hai să vedem care e treaba cu harta asta. Find a way to sneak into the high tower. Rămâne în continuare fascinantă treaba că pot lovi un personaj care e sus. Chiar m-a prins jocul ăsta. Și încă nu este foarte clar care este latura lui online, dacă mă întâlnesc cu alți gameri. Sau nu. Și o problemă pe care o am acum în momentul ăsta și e presantă, e faptul că e punguța plină cu obiecte, cu itemuri. Unele se repetă, unele sunt inutile. Uite, sabia asta o am de două ori și nu mi-e foarte utilă. Dacă dau destroy, ia să vedem ce se întâmplă. Ok. Am pus să distrug abele săbii. Ia. Întrebarea mea e dacă mi le-a transformat în itemuri sau nu. Fii atent. Că poți să mai... poți să mărești taburile la bag, ia. Uite, mi-a dat voie. Mă mir. Mi-a dat voie să fără să mă taxeze cu ceva, deși nu aveam destule resurse. Sigur o să umplu imediat punguța și voi ajunge din nou unde am plecat. Eu am ales un personaj berserker, de la care mănuiește un topor foarte mare. Mai sunt și alte clase de personaje. Îmi place foarte mult cum sunt animate și desenate personajele în jocul ăsta. E și o oarecare poveste, dar nimic foarte profund. Opa. Am primit niște info. Am văzut că a apărut un pack în tot magazinul TapTap pe care îl folosesc eu. Am plinit Gameloft 20 de ani și un pack cu jocurile lor cele mai tari. Vine să credeți? Gameloft 20 de ani. Opa, e pentagram acolo. Mamă, vrăjitorii ăștia n-au obosit, adică m-au obosit pe mine. Aceeași magie obosită. Adevărat. You and me bro, both bro. Companionul meu, Aria, e cam fix degeaba, nu știu cum să vă zic. Zici că sunt zergi ăștia mici. Aia din StarCraft. Așa îmi dau ăștia un vibe de zergi. Ia că mai vine unul. Ăștia de mai devreme galbeni aveau ceva de minioni, adică Despicable Me. Foarte puternic atacul ăsta cu gheață. Mă șochează chiar. Întrebarea e, o iau sus pe hartă sau jos? Eu oricum degeaba iau sabie, că am nevoie de sabie mânuită cu două mâini, eventual. Hai să mă duc întâi jos, să vedem care-i treaba. Man, ambuscadă sau ceva. A, e scandal aici, frate. Băgăm un power-up pe la bun, că nu se mai poate. Și din nou trebuie să umblăm la punguță. Ce putem arunca de aici? Deja am văzut o sabie pe care o știu. Ia ce asta? Mamă, mișto rău asta. Cred că sabia asta am avut-o mai devreme și cam inutilă. Asta ce, un turban? Am două turbane.
Mare atenție la dubluri. De pe față să țineți minte ce aveți dubluri și ce nu. În ideea că să nu le mai luați, ca să stați să le căutați după aia. Și smulițele astea, adică eu am una, trebuie atâtea? Mamă, uite câte paloșuri de-astea am, nu pot să cred. Super inutile. Încă unul. Fabulos. Foarte multe topoare. Asta două la fel. Gigantic Stone Axe, Gigantic Stone Axe. Doar că unul e mai light și unul dă cu plusuri mai multe. Asta e la mai slab. Și ăsta poate fi distrus, că e mai slab. Mamă, până mâine suntem aici. Oho! Uite cât animalul de armă. Ce putem pune aici? Un inel sau ceva? Dar nu prea avem inele. Să nu le văd eu. În fine, cam asta cu echiparea. Ia să vedem ce e aici. Personaje de-astea cu design stil Samurai Jack. Tentacle Ring, avem și inel. Ia să mă duc la punguță să văd dacă mă lasă să-l pun. A, uite-l. Scade damage-ul. Ce ciudățenie. E că mai era o chestie interesantă acolo. Sort. Uite, mă, mi le-a aranjat frumos. Arme. Nebunii, dublori. Asta ce e? Curea. Oare curea am? Aparent avem deja una. Asta ce e? Elemental damage. Uite câte... Vai, câte dubluri am, doamne. O să fac cura mai încolo. Văd că jocul se mulțumește cu 29 FPS, vedeți acolo sus în stânga? Deci noi facem captura la 60. Nu pare să ducă așa, sau... N-am setat eu... Cum trebuie. Mă refer evident la setările grafice. Dar fiți atenți că nici nu dau seama unde sunt alea. Ia. Opa. Mamă, dacă sunteți frate. Și am o datorie și parte de sus a hărții. Niciun inamic pe aici? Înseamnă că se pregătește ceva serios. What is this? Oh. Ah, m-a dus pe partea alta. Lol. Ok. De tot mă întreb ce era în susul hărții. Bă, da, cam multe cadavre pe aici. Deja încep să mă îngrijorez. Nu ia bună. Nu ia bună deloc. Așa, ce vreau să verific? Am și uitat. Setări. Jocul ăsta are setări? Uite, settings. Efectiv, uite bă care 60 de FPS. Uite câte fraieri sunt. 60 de FPS. Randare OpenGL sau Vulkan. Hai să lăsăm pe OpenGL. Detalii pe high.
Hai să dau totul aici pe... Da, uite, a dat boss-ul pe frumusețe maximă. Deci fiți atenți, acum ar trebui să se schimbe în modul în care arată jocul în 3, 2, 1. E, da. Se simte mai fluidă treaba. Uite cum poate să arate apa aia, frate. Și cred că avem primul boss battle. Mă simt ca în tranzistor. Dacă știți jocul. Mamă. Nervos, nevoie mare. Și mi-a luat deja ceva viață. E, se anunță o luptă cam grea aici. Mai bine că nu m-a nimerit încă drăcia aia. Văd că și-a tras o barieră, porcul. Nu, fier ar să fie. A, n-am unde să mă duc, n-am unde să mă duc. Asta nu prea afecta de gheață, din câte văd eu așa. Mamă. Sunt mâncat. Deci, efectiv, mai aveam unul la viață. Fii atent că dacă îi distrug starele alea, gata, m-am prins. Trebuie să-i distrug cristalele. M-a omorât. M-a omorât porcul. Acum știi ce o să fac, nu? O să mă duc înapoi și o să mai explorez harta. Că e o porțiune în care n-am fost. Deci, în principiu, grinding. Că e clar că boss-ul ăsta e mult peste ce pot eu acum. Fiți atenți că a rămas pe ecran aia. Destroy the crystals, it's harnessing their power. Este așa. Nu îmi spune că nu mai lasă să mă duc de aici. Ce bug. A, deci sunt obligat să fac lupta asta. Păi și grinding-ul? Trăițăr. E, poate măcar am primit și eu ceva. Ok, măcar hai să vedem ce putem debloca sau face pe aici. Că nu e bună deloc. Ok, deci căști. Nu. Da, nimic interesant aici. Putem în schimb să umblăm la abilități. Ia să vedem. Asta e Potion, asta e Icy Blade. Aici l-am deblocat încă. Raging Slash. De fapt, că pot să cumpăr. O întrebare e, cumpăr cu ce? Freeze Chance, Increased Area. Uite că am cumpărat-o fără probleme. Ok. A băgat băiatul Steamroll. Sper să fie utilă. Icy Blade.
Bun, am rezolvat cu skill-urile. Mai aveam acum și chestia aia cu talentele. Ia să vedem. Câte puncte am necheltuit? Păi nu prea am. Da, nu e ok. Înseamnă că suntem obligați la boss battle, da. Ce nu înțeleg eu e unde e abilitatea mea Steamroll. Aia mă seacă pe mine. De ce nu este pusă la îndemână? Uite aici la skills. Berserking Blade. Asta e nivelul 3. Are 56 damage. Aici nu scrie mare lucru. Fury of Slash. Lasă-mi Berserking Blade, ce să facem? Dar Steamroll ăsta, cum Dumnezeu îl acceseze? Asta mă intrigă. În fine. Hai din nou la treabă, mai facem o încercare. Cât gameplay avem până acum? 16 minute. A, lejer. Fete ca... A, a rămas cu damage-ul de mai devreme. Bun. E bun, tată. Stăm bine. Nu mă lasă să distrug cristalul ăla din câte văd. A, pe ritmul ăsta să tot mori. Dacă asta e faza. Uite cristalul. Ah. Era să mă omoare porcul. Da, exact acum că mi-am dat și o putere specială, nu pot să-l belesc. Mamă, dacă mă nimerește să mâncat. Hai că ritmul ăsta... Uite că le ajută cristalul de acolo. Fieră el să fie. A, m-a omorât iar. Da, băgăm o fisa. Am înțeles, gata. Trebuie să omor cristalele alea pe care și le creează când dă cu mizeria de rază. Adică asta. Dar până ajung eu la cristalul ăla. Au, nu. Ce mișto dacă aveam acum un personaj care trăgea cu armă ranged. Mamă, i-am doborât cristalul. Nu, 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 nu.
Deci trebuie să văd dacă mai are cristale porcul ăsta. Nu prea mai pare să aibă. Du-te, 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 du-te. Mai are asta un cristal pe aici, dar nu văd eu. Hai că-i păduc oricum. Gata, mă, ești nebun. Nu pot să cred că a reușit. Nici n-am murit de 3 ori. Oh, nu, Aria. Sidekick-ul meu. Știți cum frige telefonul acum? Asta e, am vrut să vă arăt 60 FPS și grafică ultra. Suferim. Oh. Mamă, câte itemuri. Unde să le bag eu, frate, pe toate? Jesus. Aparent a reușit. Și am un nou nod de talent. Dar trebuie 3 puncte aici. Asta a fost tot. L-am salvat și pe Gigel. Zi și Jean. Sunt curios ce arme mi-a dat asta. Ia, cât avem? Avem 22 de minute, bun. Hopa, unde ne-a dus? Că nu eram aici mai devreme. Bă, dar pe arată bestială. Zici că e Septera Core. În momentul ăsta. Oh, facem negoț. Și fii atent că e plin pe aici. Ia, asta ce vrea. Select quest rewards to continue. Mamă, arată mișto ochiul ăsta. Așa, asta e mișto. Dar cred că pe asta am deblocat-o chiar eu. Ok. Bă, mi-a mai băgat un skill, mă. Merge și Raging Slash, nu vă mint. Am primit un nou nod de talent. Ia. Oare aici putem să alocăm ceva? Hei, a mers! Deci am trecut mai departe. Poți să blochezi noi chestii pe talent, pe skill tree. Aici poți să-mi las din obiecte, că și așa am foarte multe. Asta ce vă zice? Skill mentor. Nu se poate, poți să cumpăr skill-uri. Uite câte sunt. Am și suport. Astea ar fi până la un personaj secundar. Și pasive. Nu-s deblocabile astea și trigger. Trebuie să am nivelul mai mare. O, uite ce e aici. Dicționar, frate. Ia, aici ce avem? Cred că încă n-a venit momentul să intrăm acolo. Cred că mai avem chestii de rezolvat.
Ce bug? Nu mai arată catalogul. Arată bre catalogul. Ce ciudat. Așa, ziceam de organizarea asta. Să dăm sort. Să vedem care e cea mai tare armă. 18 DPS, 10 DPS, 20 DPS. Lua asta, trebuie să dăm destroy. Lua asta, clar îi dăm. Toporișca asta, 9 DPS, iepa. Am dublură și la astea. Și la astea. Mă intrigă asta cu semnul întrebării. Ia. Herbalist Gloves. Regenerează 5 viață pe secundă, ești nebun. Plus 9 la strength. Băgăm. Cum să nu vreau eu 5 viață pe secundă regenerată, ești nebun. Ok. Se pare că am destule cristale să tot adaug de astea aici. Ceea ce mă bucură maxim. Hai să mai distrugem niște baroase de astea cu cupa loc aiurea. Uite și topoarele astea, frate. Super inutile. Eu zic că am făcut destul loc. Tot nu mi-e clar și nu înțeleg, nu știu ce fac eu greșit. Ce fac eu greșit când vine vorba de organizarea atacului principal, adică ăsta. Teoretic, trebuie să mai stop aici, să mai vorbesc cu ăștia, să mai aflu un alta, dar... Ia să cumpărăm un skill, că mă enervez acum. Leap Attack. Am cumpărat și pe ăsta. Are băiatul bani. Fără număr. Ce pot să las aici, oare? Nu, 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 pe asta nu. Am dublură. Hai că e ok. Toporișca asta. Slab. Slab. Ce topor slab, doamne. Regenerează 6 viață pe secundă. Mamă. Bine că am observat-o pe aia. Eu nu am cască pe cap, ești nebun. Eu nu port cască. Deci am niște chestii care regenerează viață. Și astea sunt mai importante decât ce aveam până acum. Bun. Acestea fiind zise, cred că am terminat cu ăștia și mergem înapoi în Valea Periculoasă. Până acum am fost așa. Twilight Rise, Goblin Village, Ember Rest. Avem 29 de minute și cred că mai jucăm un pic și gata, să nu facem episoade foarte lungi. Bun, s-a schimbat decorul, mai tomnatic și din nou putem să alegem mai multe rute. Doar că aici ni se cam înfundă. Și pare incomplet construit. Oh, a dispărut aria. Și moștii de aici arată complet diferit. Nu mai au pe ăla, m-am învățat minte. Tu te-ai apărut, taică.
A dispărut în lupta cu bossul. A, uite-o paria. Doar că acum nu mai are mască. Cască. Bască. Bă, dar ăștia sunt foarte slabi. Mor dintr-o lovitură. Nu știu ce slabi sunt. Cred că tragerea joystick-ului în anumite direcții declanșează anumite abilități. Cred că asta e șmecheria. Ce zonă largă. Opa, a venit tăticul lor. Ce mișto ai făcut. Nu știu, dar cine face designul ăsta e foarte priceput. Uite, frate, cât sunt. Incredibil. Dubios cristalul ăsta. Și gata, am cam curățat harta. Nu cred că mai e vreo zonă... A. Să fie primit. Ia, încă un nou de talent. Attack speed a crescut. Deci m-aș oftica. Skill slot vacant, zici. Pot să mai bag un skill aici. Ești nebun. Leap attack. Sau flurry of slash. Aoleu, asta e one-handed. Am cheltuit banii iurea pe ea. Flame slash. Ia uite mă. Da, nu e așa multă viață. În sfârșit am și o chestie nouă. Dar cred că aș fi putut să aloc altceva acolo. Am spart și niște cristale. Deci se poate. Jocul ăsta, dacă se lansează cum trebuie și are mult marketing, ar putea fi noul Genshin Impact. Deși e altă abordare, mult mai puține personaje. Cred că am lăsat acolo o zonă neterminată, din câte am văzut. Am venit fix degeaba aici? Nu pot să cred. Miroase a boss battle. Nu o să fie așa greu ca ultimul, cred. E prea devreme.
Opa, Monsieur Boss. Un grifon. Un grifon care are tornadă. Asta, bine, mai este ușor de dovedit. Mamă, cât echipament a lăsat. Și am mai făcut un upgrade. Cred că e gata și nivelul ăsta. A mers surprinzător de ușor nivelul ăsta. Nu știu de ce. Hai să vedem ce am primit. M-am meriți? Ce mai sunt și meriți asta? Wow! Ce s-a stai, frate? Fii atent că aveam niște power-up-uri și nu știam că pot să le revendic. Și cu astea pot să cumpăr chestii. Ok. Path of Achievements. Mamă, scrie și data la care ne-am făcut. Ce nebunie. Ok, și spune ceva de bag. Ia, sort. Foarte multe dubluri la săbii, nu e ok. Foarte slabe săbile. DPS 28. Aș cam trece pe asta. Oh-oh. Ia, ok. Să zicem. Scut nu. Ăla regenerează viață. E mai bun. Și asta regenerează viață. Hai că să lăsăm pe ăla deocamdată. Eu am Herbalist Robe acum. Și aș putea să am Rogue ăsta Outerwear. Sau ăsta. Sună prea bine 29 la armură. Tentacle Ring. Plus 10 all stats. I am the strongest warrior in Valgong. Who dares to face me? Mamă, ăștia chiar și newsletter. Sau de la bulletin board, cum îi zice. Nu mai am abilitatea specială. Vai. Păi e iurea rău. Nu e ok. Trebuie să mătur arma dinainte. Pfa. Scare damage-ul, dar măcar mi se întoarce abilitatea aia șmecher.
Și azi niște răcușori. Bă, dar inamicii parcă din ce în ce mai slab, mă jur. Începe să devină un pic grindy. Ce rest ai, amici? Vai ce abilitate șmecheră. Sună bine la Gigantic Stone Axe. Devine adictiv jocul ăsta. Chiar a devenit deja adictiv. Uite un cufăr. Ia. Pot să-l deschid? Cam stupid. Și cristalul ăsta. Și am ajuns la nivelul 8. Ia. Ce-am mai aflat? Crește nivelul hărților. În higher level maps, you'll find the items with higher gear level. Bun de știut. Ce mai deblocăm pe aici? Aole, trebuie să maximizez asta. Înainte să pot să umblu acolo. Fie rar să fie. Deja sunt groasă gluma. Câtă frunză și câtă iarbă, frate. Cam boring nivelul ăsta. Frumos designul ăsta cu toamna, dar... Opa. Opa. Asta nu se lasă ușor de două ori. Yet.
Bă, că nu mi-a foarte multă viață. Bă, cred că am chestiile alea care își recuperează viața foarte... Ciudat, am avut senzația că nu-mi lua foarte multă viață porcul ăsta. Ok. To boss room. Man. Nu poți trec de barier. Ce tâmpenie. Unde rămăsesem? Ah, fii atent că m-am omorât. Deci s-a îngrijit la atacul ăla. E un singur atac care te poate dobori, dar dacă ai grijă de ăla, gata, ai scăpat. Deci trebuie să nu te plouă cu chestiile alea. Incredibil. E ploaia lupește. Hai că mai are puțin prostul. Gata. Ia zi, bro, avem un coechipier nou sau mi se pare mie? Mi-mi place să explorez, dar dacă aș avea și unde, ia să vedem ce bunătăți mi-a dat. Rock Long Boots regenerează viață și rezistență bună. Rage Ring. Eu am două inele, Tentacle și Abdiel. Asta văd că e pe minus. Am și eu deja Herbalist, dar unele mai bune. Cam asta ar fi. Și cam asta cred că e și episodul. 2. Torchlight Infinite Mobile, addictiv, nu m-a putut opri din jucat. Și uite așa arată 60 FPS cu grafica pe ultra. Continuăm să ne jucăm. Bun, asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, a ieșit foarte, foarte lung, mai facem, dacă vă place, Torchlight, ciao!